Eu sunt născut aici, în Comuna Traian, în satul Viet Ioana. Am făcut studiile în comună și apoi liceul la Pătrășcanu sau Gheorghe Brânceanu, cum este acum. Și sunt extrem de bucuros să revin acasă și să împărtășesc din ceea ce se spune experiența mea științifică la Universitatea Alexandru Acuzat din Iași, la Facultatea de Fizică. Da, exact asta ce facem aici. Azi voi face câteva demonstrații legate de clase, de surse, de putere de lumină foarte, foarte, foarte mari, în aplicații diferite, în mediu, în materiale și așa mai departe. Trebuie să știe că România este un pol mondial important în acest domeniu. De curând, laserul la Măgurele ocupă, spre exemplu, primul loc în lume și sunt extrem de multe aplicații și atât în București cât și la Iași suntem între marile, să spunem, centri universitare din lume și dezvoltăm aplicații pentru oameni, pentru acești copii, pentru a-i ajuta să înțeleagă o serie de fenomene din atmosferă și din ceea ce ne înconjoară, pentru a trăi mai bine. Încă o dată.